Ca și multe alte domenii de activitate din România, învățământul este subfinanțat din varii motive. Școlile au nevoie de modernizări și tot mai multe dotări, efect al lipsei de interes și al subfinanțării sistemului de educație practicat de toate guvernele din ultimii 30 de ani. Situația nu este cu mult diferită nici în județul Hunedoara, dar lucrurile se pot îndrepta. Prezentă în Alte emisiunea de aplicații la nu A le-au la Z, găsit, Petru dar au Țancrecu, găsit învățător la despre Școala Generală inegalitate numărul la 5 nivel din de... Deva și președinte al Asociației Dascălilor Hunedoreni, a lansat un proiect după modelul altor țări, prin care, dacă nu pot fi sprijinite școlile în totalitate, se poate acționa după principiul pas cu pas, adică la nivel de clasă. Am o idee de proiect. Da. Am văzut-o undeva. Adoptă o școală. Oamenii Ce politici, interesant! Da. cei care au posibilități. Am o firmă, merge firma bine. Ok, nu pot să ajut toată școala, că poate nu îmi permit. Adoptă, dacă nu, o școală, măcar o clasă. Adoptă o clasă și atunci du-te acolo în clasa respectivă tu ca și om de afaceri și vezi ce are nevoie dascul acela, ce au nevoie copiii. Întrebați-i pe copii că ei sunt atât de sinceri și i-am întrebat și eu ce ați avea nevoie și ce... Și îți spun clar ce au nevoie. Dar n-am văzut o astfel de inițiativă. Acest gen de proiecte sunt o practică obișnuită în alte țări, iar cei care doresc să adopte o școală sau, în cazul de față, o clasă, o pot face foarte ușor. Cel care are posibilități, pe lângă faptul că el poate dona cei 2% sau până la 3,5% pentru asociații, pentru că ne-am făcut și noi asociații profesionale ca să putem să atragem fonduri din alte părți. Poate să sponsorizeze, dar nu poate toată școala, atunci ok, mă duc și eu tot timpul am spus elevilor, dacă ajungeți cineva și o să aveți o firmă mare, nu uitați de școală, veniți la școală și ajutați școala. Cred că în străinătate se practică foarte mult. Foști elevi care au ajuns undeva și au o afacere foarte bună, se întorc la școală și adoptă o clasă sau o școală respectivă și atunci o dotează, fac ceva. Dar de aceea nu poți toată școala, aduc o clasă. Foști elevi, ONG-uri sau persoane interesate o pot găsi pe Petruța Grecu la Școala Generală numărul 5 de pe strada Scărișoara, unitatea de învățământ fiind o structură a Colegiului Tehnic Energetic Dragomir Hurmozescu din Deva. Un mare sprijin pentru dascăli și elevi este și direcționarea celor 2% din impozit spre Asociația Dascălilor Hunedoreni.